cavities. Sunt imagini din stațiunea Mamaia, deși atmosfera este asemănătoare. Stațiunea Costinești a avansat mult în ultimii ani, iar asta se poate vedea prin numărul mare de turiști. Mult mai multă lume, cel puțin în luna august am observat. Din câte am înțeles, Costinești ar fi cam a doua stațiune din punct de vedere al turiștilor și a distracției. E ok, tot ok. A uitat românii să se distreze sau se distreze? Se distrează mai bine ca anul trecut. Turiștii înseamnă profit pentru comercianți și hotelieri, însă pentru salvamari înseamnă motive de îngrijorare. Sectorul 4, recepție, aveți probleme pe groapă acolo? Nu avem, de ce? Mi s-a părut că sunt niște oameni acolo, dar v-am întrebat dacă aveți probleme. Bine, recepționam, nu-i problemă. Este o groapă foarte adâncă aici, se formează din cauza valurilor și pur și simplu îi trage pe oameni în larg, încercăm să-i ținem cât mai la mal. Șeful salvamarilor din Costinești recunoaște că a avut parte de o săptămână mai grea, însă unii turiști au învățat să fie responsabili. O săptămână a tot ținut-o cu furtunile și am avut probleme, dar le-am rezolvat în mod fericit pe toate. Să știți că am învățat. Cu față de alți ani, parcă oamenii sunt mai ascultători. În timpul săptămânii, numărul turiștilor din Costinești îl depășește pe cel din Mamaia. Apa, nisipul și astea nu sunt chiar atât de bune ca și în partea asta. Și atunci am hotărât să venim aici. E mult mai multă distracție aici. Mega discoteca trinetului, care face toți banii și datorită prețului, mai ales. Prețul este mai mic? Da, este mai mic decât în Mamaia. Îmi place mai mult stațiunea asta și am mai multe cunoștințe aici decât în Mamaia. Rezultatele controalelor inspectorilor de la Protecția Consumatorilor nu i-au speriat deloc pe turiști. Prețurile mici rămân un criteriu. Trebuie să dai pe bere și pe hamsi? 3 lei și 5 lei. Se par accesibile? Da. Acum după posibilități. Plaja din Costinești a fost locul primului tatuaj pentru mai multe fete. Doare, dar merită, recunosc ele.